Dagtera. Întoarcerea elementelor. După ce l-a învins pe maleficul doctor Thaddeus Black și după ce l-a trimis în peșterile adânci ca să nu mai fie văzut niciodată, Eli, Shane și Gașca au crezut că lupta a luat sfârșit. Dar eroii curajoși abia avură timp să-și tragă sufletul înainte că un nou dușman să amenințe Slactera. Era Gun, un vârcolac întunecat ce avea josnica putere de a controla mintea. Eli și Gașca Shane și-au învins dușmanii, eliberându-l pe trăgătorul întunecat din sclavia lui Gun. Gun și-a pierdut un lacheu, iar Gașca Shane a câștigat un aliat, Junji, misteriosul trăgător din peșterile de est. Și asta a fost cea mai recentă poveste despre cei mai mari eroi din Slactera. Ce părere aveți, copii? Vreți să creșteți și să deveniți trăgători de slagi? Da? Atunci o să aveți nevoie de curaj. Aveți curaj? Și entuziasm? Și pasiune? Ei bine, e o viață grea, dar e palpitantă. Pun pariu că Gașca Shane e pusă pe fapte mari chiar acum. Și asta o să vă scoată ochii din orbite. În cea de 79 șucarbă. Da, va trebui să luăm măsuri. Ajunge. Nu. Până aici. Eli, tata, trebuie să-i aduni pe cei cinci. E în ordine, prieteni, a fost un vis, sunt bine. Nici tu n-ai putut dormi, Eli? Nu, televizorul era prea tare. Am visat foc și distrugere, peșterile în haos sub umbra lui Gun și o gheară monstruoasă. O gheară? Și eu am avut același vis. Mi-e teamă că a fost mai degrabă o premoniție decât un vis. Saoma. Păi, orice-o fi fost, n-o să mă culc la loc cu gândul la Gun. Și cel mai bun mod de a-mi limpezi mintea e un duel de dimineață. Ne distrăm puțin? Sunt pregătit să-mi îmbunătățesc abilitățile. Zumbei! Hoici! Excelent! Putem începe? Într-o clipă, trezirea, prieteni! Asta a fost bună, Jules! Bine, încordați-vă mușchii! Să-i dăm drumul! Acum suntem gata! Să-i dăm bicep! Salut! Mulțumesc pentru un duel înviorător. În sfârșit, pare să-ți fi revenit după ce ai fost controlat de Gun. Da, și sunt nerăbdător să-mi folosesc abilitățile pentru a vă răsplăti că m-ați eliberat din captivitate. Încă nu pricep cum îți controlezi slagii cu chestia aia slag-fu. Păi, din copilărie n-am făcut altceva decât să mă antrenez.
Hei, foc! Un berbece! A, nu-i nimic, vino! Îți dai seama cu ce slag s-a tras după cum sună? Wow! Hai, baston! Oh, deci vrei să joci murdar? Nu uita, noi, cărtețoizii, trăim în mizerie. Simte-mi mirasul! Ah, ești eliminat și Stinky preia conducerea. Încă mai poți câștiga, micuțule. Asta ce mai e? Curse de protoformula 1. Eu nu înțeleg. E super! Slagii poartă căști ce primesc semnale transmise de lasere. Simte mirosul! Iertați-mă, înțeleg ce faceți, dar nu înțeleg de ce. De ce ce? De ce ai juca un joc ca să te distrezi? Asta nu vă ia din timpul de antrenament? Stai așa, n-ai jucat niciodată un joc? Nici în copilărie? M-am născut să fiu cel mai mare apărător al peșterilor. O onoare cu multe avantaje. Unul din ele fiind acela că nu am nevoie de lasere și tehnologie modificate pentru a-mi controla slagii. Ai trișat. Iartă-mă, Pronto. Dă-mi voie să mă ocup săptămâna viitoare de întreținerea meca animalului tău. Oh, nu, 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 nu. Insist. Două săptămâni? De ce se întâmplă asta? Ceva-i transformă în vârcolaci. Blaster! Vindecă-l, Doc. N-a funcționat. Stai, dacă o parte din slagii de aici au devenit vârculaci, cum rămâne cu ceilalți din club? Slagii Babyloni, Flatul Orincus, Overbug, Slyren și Tormaco s-au transformat. E grav, e foarte grav. Tot nu funcționează, ce se petrece? Oh, nu, priviți! Peștera ferma de vânt e infestată. Funcționează prin slagii Tormato și Hoverbugs. E cel mai bun loc pentru a-i da de capăt poveștii ăsteia. Să mergem! Dați-i drumul! Cel puțin mai rău de atât nu se poate. Da? Clanul Umbră. Eu n-am prea înțeles. Spune că trebuie să ne ducem acum într-un sat de-a lor din preajma bazinului Xanadu. Vorbești limba lor? Bineînțeles că vorbești. Bazinul Xanadu. O să dureze câteva zile până o să ajungem acolo. Nu putem pleca. Slagii aerieni sunt vârculați și ne îndreptăm spre o fermă de vânt, așa că... Odată ce o să auzi mesajul, cred că te vei răzgândi. Mesajul? Ce mesaj? Mesajul din partea tatălui tău. Dacă hieroglyful lucește, cheamă-l pe fiul meu. Cum? Tata a spus așa ceva? Avem puțin timp. Trebuie să vii cu noi acum. Să mergem, gașcă! Giungi, te bagi? Ar fi o onoare să vă însoțesc. Și cum ajungem acolo? Ce-a spus? A spus să vă doară. Vai de mine. Cea mai bună zi. Ah!
creierul meu. Mi s-a întors stomacul pe dos. Mi-am înghițit creierele, iar stomacurile mele nu le digeră prea bine. Scuzați-mă. Ești bine? Voi fi imediat. Oricât te-ai antrenat, nu poți fi pregătit pentru asta. Și iertați-mă că am țipat mai devreme. Slugii se transformă în vârcolaci în toate peșterile. Deci care e mesajul tatălui meu? Un slug Enigmo. Parcă noi îl aveam pe singurul. Sunt adorabil. Eu sunt mai drăguț. Slugii Enigmo îți provoacă vedenii. De ce mi-ar fi lăsat tata un slug Enigmo? Hai da. Acolo? Bine. Gata? Și acum? Oh, firar. Da! Te lăsăm cu mesajul. Avem încredere că el va oferi răspunsuri la problemele noastre. Acum trebuie să plecăm, să îngrijim vârcolacii ce au invadat peșterile de peste tot. Stați! Nu sunteți! Tată? Eli, nu-mi place să-ți spun asta, dar nu e tatăl tău. E o hologramă, înțelegi? Mersi, pronto. Oricând. Eli, am înregistrat acest mesaj în speranța că nu o să-l auzi niciodată. Până acum, ai devenit deja Shane, cel ales, iar eu nu-ți mai sunt alături. Sper că am avut niște aventuri minunate împreună și sunt convins că m-ai făcut mândru de omul care ai devenit. Până acum, te-am învățat totul despre diversi slugi care există în peșteri. Mi-aș dori să o fi. Dar n-am avut mereu atât de multe tipuri de slugi. De mult, nu erau decât 5. Pământul, aerul, energia, apa și focul. Orice slug care există provine din aceste 5 elemente. Dacă un element ar păți ceva, un lucru îngrozitor li s-ar întâmpla tuturor slugilor înrudiți. Asta ar fi pățit Blaster și ceilalți. Elementul aer trebuie să fi fost afectat cumva. Dacă vezi acest mesaj, s-a întâmplat deja ceva îngrozitor. Împreună, aceste 5 elemente au o putere incredibilă. De aceea au fost împrăștiate 99 de peșteri. Trebuie să aduni la un loc cele 5 elemente. Doar asta va vindeca răul făcut. Regret că nu pot fi acolo să te ajut. Tată, eu... Harta asta te va conduce la ascunzătoarea celor 5. Harta, la fel ca înregistrarea, se află în acest slug Enigmo. Dacă vrei să-l folosești, cineva va trebui să tragă cu Enigmo în tine. Ce de umilințe trebuie să îndurăm ca să salvăm lumea. Numai tu poți accesa harta, Ellie, răspunzând la întrebările pe care le știm noi doi. Spune doar, localizează elementul pământ și eu îți voi pune o întrebare parolă. Baftă, fiule. Tată, așteaptă! Ellie, pentru ultima dată îți spun, nu era tatăl tău, era o simplă hologramă. Nu din nou. Beaker, nu! Toți slugii de apă sunt afectați. Orice s-o fi abătut asupra elementului aer nu l-afectează pe elementul apă. Trebuie să ne grăbim spre locația aia, să oprim corupția înainte de a se răspândi mai departe. De acord, vom îndrepta situația, iar slugii vor reveni la normal. Harta e în armonie cu tine, Ellie. Poți găsi peștera? Da, o voi găsi. Localizează elementul apă.
Ne plăcea să ne întrecem cu Sania în timpul iernilor petrecute la cabană. Cum se numea Sania noastră? Oh, frate, treaba mare. Sania se numea treaba mare. Treaba mare. Accesul permis. Locația? Peștera submarină. Peștera submarină! E foarte aproape! Încălecați! Ce s-a întâmplat cu locul ăsta? Transformarea elementelor în vârcolaci distruge energia slagilor din această peșteră. Eli! Darkbane! Vai de mine! Nu e un semn bun. Ce caută ei aici? Sunt aici ca să-mi asculte poruncile. Gun! Gun și-a găsit o nouă gazdă și lucrează cu Darkbane. Gun trebuie să fie cel care a luat elementele. Nu știu ce sunt monștrii ăia, dar pe tine te cunosc prea bine. Eu te cunosc mai bine, micuțule apărător. Am trăit în mintea ta. Și pentru asta o să-mi o plătești. Răzbunare, Ciuciu! Da, arde-l, râgăitule! Nesăbuiților, e prea târziu. Am corupt atât elementul aer cât și apă. Când asociatul meu se va întoarce cu el, le vom lua pe cele trei rămase. Bine, dar nimeni nu mi-a spus că o să facem o oră de mată. Eli, o să încercăm să recuperăm elementul aer. Tu găsește și recuperează elementul apă. Singura problemă e că elementul apă e pe insula aia și sunt mulți Darkbane între mare și noi. Ne ocupăm noi de ei, Eli. Du-te! Cord, asigurăm ieșirea spre țărm. Un tunel vine acum. Da! Da! Noi să ne îngrijim de casă. De casă? Oh, pronto, vi-l aduce pe Gun pe o farfurie de argint cu un măr în gură. După o scurtă pauză, desigur. N-avem cum să înotăm prin apa aia întunecată. Poți să fii updraft? Nu mai am muniție! Junji, aruncă-mi un hobroc! Cum? A fost o lovitură ușoară! Gun era în vizor! Nu l-ai călăuzit pe Slug. Dacă ai fi apelat la Slug Fu... Ți se pare că știu Slug Fu! Trucurile tale nu te-au ajutat să-ți salvezi peșterile, Junji, și n-o să te ajute nici aici. Iar tu, Eli, o să fac praf și peștera ta după ce elementele se vor pleca în fața voinței mele. Știi că e adevărat. Ai văzut cu ochii tăi? Stați! Unde e Eli? Ar trebui să intrăm acolo! Cu ochii în patru după asociatul lui Gun. Va trebui să-l eliminăm ca să recuperăm elementul apă. Locul ăsta are un aer familiar. Da? Ar trebui să fie pe aici, pe undeva. Da? Oh, e chiar aici. Și e un vârcolac pe cinste. Nu, Dr. Black. Dar cum ai? Călătoria în peșterile adânci a fost înviorătoare. Da! Foarte înviorătoare.
Cât de mult am așteptat clipa asta! În lipsa elementelor, cele 99 de peșteri se vor face bucăți! Nu! Nu! Oricât de tentant ar fi să te elimin acum, eu și Gun avem planuri mai mari pentru tine. În timp ce vom elimina elementele, vreau să văd că tot ceea ce iubești se transformă în cenușă în fața ochilor tăi. Și o să privești înapoi și o să-ți dorești ca totul să se fi terminat aici. Black, unde a aflat de elemente? Ellie e plecat de prea mult timp. Nu-mi place. Da, presupun că peștera aia are legătură cu asta. Trebuie să ne ducem să-l ajutăm. După ce ne vom ocupa de ei. Doctor Black! Și am impresia că a fost la sală. Stai, Black și Gun împreună? Ai elementul? Excelent! Și Shane? Simt că e încă în viață. De ce nu l-ai eliminat? După tot ce am pătimit din cauza lui, vreau să sufere. Aș avea milă de el dacă l-aș nimici acum. Nesăbuitule, trebuia să te ocupi de el când ai avut ocazia. Repede, spre următorul element. S-au despărțit. Bine, să ne concentrăm să-l ajutăm pe Ellie. Junji? Junji? Nu-ți pot permite să pleci cu slagul ăla. Ascultă-mă, tu nu ești dușmanul meu. Gun îți controlează mintea, așa cum mi-a controlat-o și pe a mea. Împotrivește-te! Nu te aude, campionule din Est. Dar eu te aud. Credeam că n-o să mai găsesc o gazdă ca tine. Dar asta e mult mai bună. La urma urmei, ce trăgător nu-și poate salva nici peștera de baștină? Așadar, aveți idee cum să ajungem la Ellie? Ellie! Black s-a întors, habar n-am cum. Are elementul apă și s-a dus după ceilalți slagi. Știm, l-am văzut. Lucrează cu Gun, care a fugit cu elementul. Atunci trebuie să-l luăm înainte. Să deschidem harta? Pronto se oferă voluntar să tragă cu acel enigmă. Nu-i nevoie să suferi dacă se poate evita, nu-i așa? Junji, ce s-a întâmplat mai devreme, frate? Îți dai seama că ai tulit-o și că l-ai lăsat pe Ellie de izbeliște? Dar Gun fugea cu elementul. Am crezut că Ellie o să se descurce singur, ceea ce a și făcut. Sunt pregătit. Să-i dăm drumul. Stați! Dacă Black ne învinge în felul ăsta, ai spus tu însuți că Gun îți poate intra în minte. Dacă fură de la tine locațiile elementelor... Nu prea cred asta. Gândește-te că Gun a avut primul element chiar înainte ca noi să aflăm despre cele 5 de la clanul Umbră. Junji are dreptate, Trix. În plus, chestia asta nu merge așa. E mai degrabă o cicatrice, o amintire a ceea ce ne-a făcut. Dă-i drumul. Mai bine tu decât eu. Ellie, dacă mă asculți, e timpul să descoperi următorul element. Black are aerul și apa. Au mai rămas pământul, focul și energia. Localizează elementul pământ. Localizat. Ce coechipieri am adus la suprafață să te cunoască? Detectivul tatălui tău, Tom Por? Nu știu. Tata nu a adus pe nimeni acasă. Sau poate... Slagii, nu-i așa? Spuneai mereu că slagii sunt coechipierii unui trăgător. Bravo!
Hei, e peștera Quartermain. Asta simplifică situația. Știu câteva scurtături care ne vor duce acolo foarte rapid. Atunci ce mai așteptăm aici? Să mergem! O clipă, prieteni! Trixie l-a pomenit pe Tom Por. Știu că tu și el ați avut discuții de-a lungul anilor, dar ți-a fost un coechipier bun. Cum ați colaborat când nu vă înțelegeați? Nu sunt tatăl tău, Eli. Sunt o înregistrare euristică bazată pe un număr de răspunsuri programate dinainte. Îi tot spun asta, domnule Shane, dar nu vrea să mă asculte în ruptul capului. Doar îl cunoașteți, nu-i așa? Pot să-ți spun doar să ai încredere în instinct. O să-ți dai seama, Eli. Promit. Spre Quartermain atunci. Situația se complică. Transformând în vârculaci două elemente, Black și Gun au afectat aproape jumătate din slagii din Slactera. Chiar e un miracol că nu am văzut pagube mai mari. Da, sper doar că peșterile celelalte o duc mai bine ca asta. Și ce e de făcut? Avem o singură opțiune. Închidem ochii, ne ținem de nas și sărim! Ăsta e planul? Să sărim? Da, este! Uhu! Trebuie să existe și o altă cale care să implice mai puțin oroi pe blănița mea lufoasă de cârtețoid. Să fiu sincer, prietene Fronto, există? Stați puțin! Junji! Unde sunt Junji și Pronto? Nu e nevoie decât de un slug geoshard și un pic de echilibru. L-ați auzit, prieteni? Slug geoshard! E genial, frate! Hei, uitați-vă! Sunt colosal! Probabil cel mai bun surfer din... Buzea! Pronto! Elementul pământ! Am reușit! Frumos! Ușurel acum! Al meu ești, micuțule Lord! A ratat! Mă ocup eu! Te-am prins, micuțule! O, nu! Păzea! A? Pregătiți-vă de impact! Țineți-vă bine! Eli! Trebuie să astupăm gaura! Păi, n-a fost tocmai ușor, dar avem elementul pământ acum. L-am fi recuperat mai ușor dacă slagul tău nu l-ar fi doborât pe al meu. Desigur! Slagul tău a ratat elementul. Îl ghidam ca să împingă slagul element spre mine. Îmi controlez slagul perfect. Face parte din antrenamentul de bază. Stai, vrei să spui că tu îl controlai? Da. Aha. Recunoaște, Trix. Slug Fool e pur și simplu grozav. Nu aș vrea să probesc, dar pânzele alea nu cred că mai rezistă mult. Nu știu ce ne poate ajuta să trecem de 1.000.000 de tone de noroi. Elementul pământ are o idee ca să ne scoată de aici. Nu te-aș sfătui. Ar fi mai prudent să nu folosim noul slug până nu ai avut suficient timp să-l antrenezi cum trebuie. Da, eu nu prea procedez așa. Am încredere în slugi.
În plus, nu prea cred că avem de ales. Prieteni? Oh, Doamne! Da! 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 A fost genial! Mersi! Să plecăm de aici! Black și Gun se îndreaptă deja spre următorul element. Îți spun eu, aici noi. Și e vina mea? Da. Ar fi trebuit să ne ducem după elementul pământ, cum am propus eu. Chiar crezi că aș asculta un monstru ca tine? Am impresia că n-ai încredere în mine. Să am? Deloc! Bun, încetați! Nu știu ce-i mai rău, că vă certați ca doi cârtețoiți căsătoriți? Sau faptul că-mi distrugeți tot orașul? Red Hook, ești un cap sec! Nimeni nu-mi spune mie cap sec! Ce te-a apucat, Black? Ai vreo alergie sau ceva de genul ăsta? Ești umflat și puhav! Elementul energie, unde e? Nu-i decât o legendă aiurită, la fel ca lumea în flăcări sau țevile fără miros. Spune-mi unde e. Crezi că eu citesc gândurile? Tu nu, dar eu da. Hei, hei, lasă-mă în pace cutia cu tăiței, ticălosule. Spune adevărul. În creierul lui sec nu se află decât o rețetă de sos iute și planuri pentru a se uita la un film îngrozitor. Îngrozitor? 2000 de lovituri furioase ale lui Max Jackson e cel mai bun film. Ție ce filme îți plac? Sărutările unui hoverbag. Ne pierdem vremea aici. Să ne grăbim spre următorul element și să sperăm că pe drum o să ne dăm seama unde-i slagul energiei. Alergăm în cerc. Dacă te înșel și în privința celuilalt, dacă gașca Shane va găsi elementul energie înaintea noastră. Dacă eu nu îl găsesc, nici ei nu vor putea. Informațiile lor nu pot fi mai bune decât ale mele. Odată ce îi vom avea pe ceilalți, elementul energie va fi ușor de găsit. Bine, o să jucăm cum vrei, slagule. Deocamdată, cu tine însă, o să jucăm așa cum vreau eu. Zic și eu, din cauza lui Junji era să pierdem elementul pământ. Nu e vina lui. Din păcate, e prea obișnuit să lucreze singur. Bine, gașcă, avem coordonatele. Ne ducem în peștera pajiștea liniștită. Bine, poate Red Hook o să mă ajute cu chestia asta. Mai exact? E bine, am observat că elementul pământ răspândește o semnătură de energie unică. Mă gândesc că dacă ceilalți au însușire asemănătoare, poate o să calibrăm laserele ca să o detecteze. Poate. Ho-ho-ho, ușurel, scanez doar. Vedeți? Ceva nu e în ordine. Detectez doi elemente în rucsacul lui Ellie. În locul tău aș inversa polaritatea. Da, am încercat. Nu știu, poate bateriile. O să le încarc pe drum. Bine, plecăm la drum. Cum de ne-o iau mereu înainte? Or fi distrus peștera pentru a găsi elementul energie. E prea târziu. Poate că nu. Niciunul dintre slagii noștri înrudiți cu elementul energie n-a fost afectat. Ți-ai încărcat bateriile? Două semnături? De ce?
Avem doar elementul pământ. Ne vom ocupa de asta mai târziu. Oamenii de aici au nevoie de ajutor. A? Red Hook! Cred că e grav rănit, frate. Black a dat năval aici cu Darkbane în căutarea elementului energie. A distrus locul fiindcă nu l-a putut găsi. Stăm pe un buton cu pulbere aici. Ai răbdare, Red Hook, te vom scoate de acolo. Grăbiți-vă să ridicăm bolovanul. Încă o dată îi datorez unui Shane tot ceea ce am. Dar mi-e teamă că nu o să mai am ocazia să te răsplătesc. Cred că e prea târziu. Nu și pentru Doc. Poți face asta, știu că poți. Bravo lui Pronto, nu? O, zău, așa n-am dreptate. Un slag pe cinste. Un vindecător, mai mult vindecător, gardian. Nu, eu am mai văzut vindecători. Ăsta e special. Hei, stați puțin. Credeam că nu funcționează, fiindcă detecta doi elemente în rucsacul tău. Și uite, celălalt e în realitate Doc. Dacă... Doc e elementul energie? De aici îl ai. Gașca Hula l-o fi găsit aici înainte de a vă duela voi doi. Nu vreau să vă doresc, dar sunt sigur că peștera va fi în siguranță în mâinile capabile ale lui Red Hook. Nu chiar în mâinile Cârligul, dar trebuie să mai luăm urma unui element. Elementul foc! Să ne grăbim! Haideți! Peștera pe verticală. Potrivit hologramei tatei, elementul foc este în vârf. Poftim? Imposibil ca meca animalele noastre să ajungă acolo. Nu, dar e altceva. Rucsac cu reacție. Pe care nu l-avem. Eu și Eline vom folosi derăgâitul și Juju pentru a recupera elementul foc. Wow, ești foarte priceput, Junji. Băi, zbor cu Infernusul de la vârsta de 5 ani. Serios? Eu am prins totul din zbor. Hei, o să zbori acolo fără noi, frate? Chiar o să-l alegi pe el în defavoarea noastră? Noastră? Dar noi nu suntem împreună? Nu-i vorba că Junji n-ar fi talentat sau chipeș. Dar și Istețu a fost drăguț cu noi când a venit la noi, nu-i așa? La început. Lucrurile nu se compară, sigur. Am avut parte de suferință, dar avem nevoie de Junji. Sunt sigur, avem nevoie unii de alții. Da! Ei bine, cred că a ales. Aș vrea să văd cum Black ne-o ia înainte aici. La urma urmei, Darkbane nu poate scura. Ellie, uite! Wow! Am reușit! Uite-l! Salut! Eu sunt Ellie, iar el e prietenul meu, Râgâitul. Salutare, ușurel! Se pare că Darkbane pot zbura. Zboară! Junji, concentrează-ți focul asupra țiparilor, nu asupra călăreților! N-are rost! Sunt prea mulți! Black! Îmi pare rău! Am întrerupt o reuniune de familie? Nu! Răgăitule, nu!
L-am prins, Junji! Repede, recuperați elementul pământ și-l vreau pe Eli în viață! Da. Da! Trebuie să colaborăm, Junji! Să mai încercăm o dată, dar acum... Da. Rucsacuri cu reacție la comandă! Făcute din meca animalele noastre! Nu! Nu-ți face griji, Junji! Te voi salva! Roza, vă prind record? Au elementul foc! Da, știam că o să aveți nevoie de ajutor când slagii s-au transformat în vârcolaci! Trebuie să-i recuperăm pe Juju și râgâitul, dar nu o să fie ușor! Hai, hai, hai! Acolo, scăpăm de ei în tunel! Da. Ne despărțim! Rucsacurile nu prea mai au energie. Îmi pierd energia. Mersi că m-ai adus. Ai făcut o treabă bună. S-a zis cu rucsacurile noastre. Pronto, am mai fost aici? Ia să vedem noi aici. Da, desigur. Dacă ne gândim la înălțimea de la care am căzut și la tunelurile șerpuitoare, după calculele mele, am aterizat exact în vecinătatea... Ne aflăm în peștera junglă. În peștera junglă. Afectată de vârcolaci. Încă o peșteră pierdută în fața elementelor vârcolacizate. Asta se va întâmpla cu întreaga Slactera dacă Black și Gun vor pune mâna pe toate elementele. Vor trece de obstacol în scurt timp. Trebuie să fugim să apărăm elementele pe care le avem. Nu! Nu putem fugi la nesfârșit, Junji. Cum spunea tata, cele 5 elemente sănătoase sunt singurul lucru care poate salva Slactera. Trebuie să-i înfruntăm acum! Nu putem risca să pierdem elementele, Ellie. Dar îl avem pe Doc. Elementul energie e cheia. Un foc! Dacă vom trage cu Doc în elementele lui Black, vom câștiga. Dacă vei rata, elementul energie va fi al lui Black, iar lumea, așa cum o cunoaștem noi, va fi pierdută. De ce nu ne-am ocupat de Eli când am avut ocazia? Are ultimele două elemente. Nu trebuie decât să îi le luăm, iar planul nostru va fi desăvârșit. Eliminarea lui Eli va avea același rezultat. Slactera n-ar mai fi sub protecția lui Shane. Și am avea puterea.
Vreau să fiu bineînțeles. Ellie va rămâne în viață ca să vadă victoria deplină. Facem cum ne-am înțeles. Se apropie! Foc de acoperire! Voi trage un foc spre Black! Încă puțin. Lovitura trebuie să fie perfectă. Nu trage dacă există vreo șansă să ratezi. Încă puțin. Să mă mai țin! Grozavă lovitură! Mersi! Dar și eu aș fi putut face asta! Ne-au încolțit! Stop! Nu mai trageți! Ellie, bătălia s-a terminat! Știu că ai elementul pământ! N-o să câștigi! Renunță! Ei, grozavă idee! Junji, încarcă un fosforo! Ia-te după mine! Ei, Black! Dorești elementul pământ? Vino după el! Elementul pământ, grăbiți-vă! Ne-am tras pe sfoară. Ce tot faci? Am jucat destul cum ai vrut tu. E timpul să ne ocupăm de Ellie, definitiv. Slack de rasă prăbușește în fața ochilor noștri. Adunarea celor cinci elemente e singura cale de a o salva. Bine, contează pe mine, frate. Tu și Trixie țineți-i ocupați pe Darkbane. Pronto, tu ademenește-l pe Dr. Black departe de Darkbane. Junji, vreau să-l dai jos de pe țipar și să-l ții la distanță, ca să poți să trag cu Doc și să vindec elementele. S-a înțeles? Da! Da! De ce e Pronto mereu, momeala? Stai un pic. Nu zicea Ellie că Black are toate elementele? Și nu le are? Scannerul meu spune că unul e la gun. Iar asta înseamnă că... focul lui Ellie va fi inutil. Îl voi avertiza pe Junji. Foc de acoperire. Bine, Pronto. Totul depinde de tine. Junji! Oprește-l pe Black să nu ajungă la Ellie! Oprește-l pe Black! Trixie, un pic de ajutor! Nu! Fii gata, Junji! Junji, nu așa ne-am înțeles?
O să te părăsc lui Ellie. Renunță. Nu-i Dr. Black. Pronto, ce se petrece? Junji își face iar de cap și ne-a stricat toate ploile. Mă duc după Cord și Trixie. Ce a făcut? E absolut greșit. Ai mare dreptate. Vindecătorul, al meu ești. Doc. Ellie, trebuie să fi pierdut elementul pământ. Da, se întâmplă. Acum am 4 din cele 5 elemente, Ellie. Slactera e aproape a noastră. Ellie are probleme. A fost vina lui Junji și a abandonat postul. Iar acum... Calmează-te, Pronto. Eu am fost. Eu i-am spus lui Junji să-l oprească pe Black să nu ajungă la Ellie, fiindcă Black nu avea elementele. Și cu părere de rău îți spun că l-am pierdut și pe el și elementele. E în ordine. Ai făcut exact ce trebuia pentru echipă. Ellie avea dreptate. Avem nevoie de tine, amice. Hai, nu-ți lăsa coechipierul să aștepte. Simt că ești aproape. N-are rost să te ascunzi. Cine spune că mă ascund? Știu că ai elementul energie pe undeva, Ellie. Am cotrobăit prin peștera pajiștea liniștită în căutarea lui, dar nu l-am găsit. De unde ai știut unde să cauți? Ai intrat cumva în holograma tatălui meu, nu-i așa? Hologramă? Nu, nesăbuitule. Eu l-am avut pe Will în persoană. Tată? Tată, ce? Nu te aude. Mintea lui e a mea. Îți aduce aminte cum e, nu? Da. Prefer să nu mă gândesc la asta. Elementul energie. Dă-mi-l acum. Bine, ușurel. Vrei elementul energie? E chiar aici. Nu! Nu! Tată! Ellie, elementele? Nu te ambala așa! Dă-mi elementele, Ellie. Încetează! Nu așa ne-am înțeles! Înțelegerea s-a schimbat. Dacă noi doi nu putem vedea de la ochi la ochi, poate o să vedem de la minte la minte. Prieteni! Hei! Râgâitul s-a întors! Da! Mă bucur că ești teafăr, Juju. Ellie, este... Nu se poate! Deci, cine e vagabondul? Tati, ești bine? Tati? El e! Salutare, vechi prieten.
Sunt bine. Dar, Eli, viitorul Slacterei e în joc. Trebuie... Știu! Repede, spune! Avem trei elemente. Gun are două. Vestea bună e că... Ai elementul energie. Salută-l, Doc! Haideți atunci, să nu mai pierdem vremea. Îl putem lua prin surprindere. L-ați auzit! Haideți! Inutil! Nu poți! Ești al meu acum! Nu poți! Nu! Să terminăm odată! Ne regrupăm! Fiți cu ochii în patru! Nu pot fi departe! E prea târziu! Trebuie să încercăm faza de mai devreme. Îl ademenim în linia de foc ca să trag în el cu Doc. Și de data asta avem doi Shane. Nu-i așa, tată? Să-i dăm drumul. Will Shane tocmai a spus să-i dăm drumul. Iată ce vom face. Ai! Gata? Gata! Hei, ei! Ne despărțim, poți lua poziție în cealaltă parte a canalului. Am petrecut atât de mult timp în mintea ta, Will Shane, încât îți pot anticipa mișcările. Mai vedem noi. Cum? Acum, Eli! Grozavă lovitură, Eli! Mersi, tată! Îi avem pe toți? Pe toți cinci. Dar pentru a salva Slactera și a anula pagubele, trebuie să tragem simultan cu ele. Noi ne-am mai întâlnit. Ești Pinto, nu? Pinto? Pinto e fratele meu, geamăn identic. Frate? Aș prefera să te las să te usuci, dar avem o treabă de făcut. Să-i dăm bice! Da? Trage acum, Black! Trage! Trage! Eli! Stop! Nu! Nu! Tată! Nu, nu! Tată! Nu, Eli! Trebuie să salvezi Slactera acum, cât mai e timp! Nu! Trebuie să-l salvezi pe el! Lasă emoțiile! Nu dezamăgi lumea asta așa cum am făcut-o eu! Te rog, Eli! Asta și-ar dori tatăl tău! E datoria ta! Încărcați-i! Gașca Shane tocmai a salvat Slactera. Și acum, noi cinci!
îl vom salva pe tata.